Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi pregătim o altă variantă de drob, mozaic, i-am spus eu. O variantă rapidă și extrem de gustoasă. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie de 400 de grame de ficat de pui, fiert și tăiat în cuburi, un piept de pui, de asemenea fiert și tăiat în cuburi, 6 ouă fierte tari, tăiate în sferturi, 8 ouă întregi, 2-3 cepe verzi tocate mărunt, o legătură bogată de mărar, o legătură de pătrunjel, o linguriță de sare și o linguriță de piper. Având totul deja pregătit, este foarte simplu în rest. Punem într-un castron ouăle crude, peste care adăugăm sare și piper. Batem bine cu un tel pentru aproximativ un minut. Adăugăm peste ouă cuburile de ficat fiert, cuburile de piept de pui, ceapa verde tocată, pătrunjelul și mărarul. Apoi amestecăm bine cu o spatulă. Adăugăm în amestec și ouăle sferturi, apoi amestecăm totul ușor. Aducem o tavă de cozonac tapetată cu hârtie de copt. Punem tot amestecul și presăm bine pe toată suprafața. Tava va merge la cuptor pentru 45 de minute la 180 de grade Celsius. Și gata, dragilor, uitați cât de bine arată și vă spun că miroase grozav. Îl lăsăm să se răcească complet înainte de a-l porționa. Uitați ce mozaic frumos am obținut pe felie. Deci arată minunat și gustul este formidabil. Este perfect pentru sărbătorile pascale, dar merge preparat în oricare moment al anului. E delicios! Dacă vă place propunerea mea, lăsați-mi un comentariu. Și distribuiți rețeta și prietenilor, vă rog! Dacă sunteți curioși și ce mai croșetez, dați o raită și pe canalul Crochet Your Life! Dacă vreți să aflați și ce beneficii pentru sănătate au unele din ingredientele folosite, vizitați și canalul Să Fim Sănătoși! Să vă fie cu folos!